cel de-al treilea exercițiu va trebui să mergem undeva, cred că în mijlocul sălii. Va trebui să stați față în față, un rând de fete, un rând de băieți. Și va trebui să ne privim. Important este ca fiecare fată să întâlnească fiecare băiat și invers. Ochii sunt oglinda sufletului. Și va trebui să ne țineți privirea cu partenerul timp de 2 minute. Apoi vom schimba. Atenție, am pentru schimba. Cine este doar prea mult să nu se privească, poate da. Să are, mai are încă 2 opțiuni. Poate să închidă ochii sau poate să lase privirea în jos. Da? Nu-i bine. O să vă rog să vă schimbați când vă zic eu, da? De clipit putem clipi. 2 minute! Vă rog, liniște, liniște, exercițiu. Mă, să te uiți, cred că nu așa și că mă uit doar la ochiul ăla, nu? Deci, nici eu nu pot să mă uit la mântul. Problema asta, nu? Important e... Hai că vin eu să vă văd care dintre voi vorbește, ca să știu pe cine pedepsesc. Vreau să vă concentrați. Am invitat-o pe doamna psiholog tocmai să vă vadă cum vă descurcați prin aceste joculețe. Acesta este un joculeț extrem de important. Este un test foarte important. Vă rog, începem în acest moment. Corina și Robert, la o parte din rând, mergeți la locurile voastre. Vreau să-i lăsați pe ceilalți. Liniște. Ochi în ochi. Vă rog să faceți schimb, băieții. Vedeți că acum puteți să intrați. Mai încearcă și ei odată, doamna psiholog. Le mai dăm o șansă. Vino tu aici, Robert, în fața Biancăi și tu, Corina, în capătul celălalt. Abia la final să vă întâlniți. Și să mă duc la Robert acum sau să rămân. Da. Da, merge la Robert. Toate fetele un pas la... Da, am fost eu. Dați-vă mai așa. Ok. Puteți schimba. Robert! N-am zis nimic. Ce cauți acolo? Vino aici. Păi ce, cum? Nu trebuia să o iau așa? Nu! Măi, dar voi nu știți să vă rotiți? Ce cauți păi iar față-n față de... cu... Da. Corina. Da, am plecat de aici să mă duc în partea asta ca să se dea toți băieții așa. Că băieții se rotesc, am nu? Am înțeles. Știți ce vă rog, doamna psiholog? Ei doi să nu mai stea față în față ca să nu mai strice liniștea. Deci dacă vreți să se mute fetele, Robert, rămâi pe loc. Nu, aș vrea ca Robert și Corina să nu mai aibă această interacțiune. Atât vă rog, dacă se poate, vă rugăm. Încercăm. Ca să nu ne strice liniștea. Atât vă rog. V-am trimis înapoi ca să ce? Să stați iar ochi în ochi? Așa s-a nivelit rând. Rămâi acolo la locul tău, te rog mult de tot. Bun, haideți să facem schimb din nou. Important este să fiți cu fiecare băiat. Bun, puteți face schimb.
an, puteți să faceți schimb. Da. Nu mai râs. Felicitări! Mai cu viață, vă rog, la locurile voastre. Haideți, lăsați aplauzele, că nu le meritați. Haideți! Și? Ai simțit ceva? Tu? În ochii altuia? În ochii altuia? De ce ai simțit tu? Să o ducem mai ele 11 metri? Prima dată, spune-mi tu. Da. Ce ai simțit? Simțit foarte multe. Am simțit o apropiere față de mine și de Robert. Cum a fost? Ia spuneți, că sunt sigură că aveți multe de spus. Am observat tot felul de dinamici. Mm-hmm. Unii dintre voi chiar au reușit să se conecteze cu partenerul. Cine? Pe unii au observat că mai aveau puțin și i-a apucat somnul? Râsul? Nu, lacrimile. Da. Am văzut și comportamente de a încerca să domin persoana și am mai observat și comportamente care așa ca la teatru încerc să fiu aici, să observ mare acusare în ochii tăi, dar nu mă conectez emoțional. Ne puteți spune specific? Și putea să mă abțin puțin pentru că vreau să știu cum v-ați simțit și voi. Kinga, Radu. Ce ca cu toate fetele, dar directive, sincer nu știu cum să zic. Mă uitam pur și simplu la ele. La Coena m-am uitat cel mai mult. Dar nu. Nu am simțit. În momentul în care am dat ochii în ochi cu ea, acum, de exemplu, iar n-am putut să am o conexiune cu ea pentru că era până lângă noi, dar mă refer prima dată când am avut conexiune, vedeam prin iris. Dar în rest nu, cu nicio fată n-am avut așa o același lucru. Mă strâmba, mă. Aș vrea să fiți atenți puțin la senzațiile pe care le-ați avut atunci când priveați diverse persoane, da? Nu mă refer, nu aș vrea să ne concentrăm doar pe persoanele de care simțiți o atracție. Și în general. Îmi spunea gen creierul, nu știu cum să-l explic. Hei, nu știu, așa mă salutam, ziceam mintea mea, gen hei, ce faci sau ceva. Prin privire transmiteam lucrul ăsta, nu am avut nicio un lucru care să... Kinga. Eram acolo, gen concentrată și gen cu sorii, n-am avut așa, parcă mai era un pic și îl mâncam, gen. Din privire, vorbesc.